Camera de Comerț și Industrie Hunedoara a organizat la Deva conferința de închidere a unui proiect ai cărui beneficiari au fost peste 100 de șomeri. Proiectul SAFIR, Servicii de Asistență, Formare și Informare pentru Reintegrarea pe Piața Muncii a șomerilor din județul Hunedoara, a debutat în noiembrie 2010. Evenimentul de astăzi marchează finalizarea unui proiect pe care Camera de Comerț și Industrie Hunedoara l-a desfășurat în ultimele 18 luni, în parteneriat cu Team Consulting SRL din Deva. Practic, vrem să prezentăm rezultatele obținute în urma implementării acestui proiect. Pot să vă spun că toți indicatorii pe care ni-am propus au fost realizați și chiar depășiți. Considerăm că prin activitatea noastră am reușit să contribuim la creșterea ocupării forței de muncă, în special a participanților la proiect. Proiectul a fost axat pe ajutorarea șomerilor de lungă durată, atât tineri cu vârste de până în 24 de ani, cât și mai puțin tineri cu vârste de până la 64 de ani. De asemenea, beneficiarii au fost selectați dintre cei cu domiciliul în Deva, Hunedoara, Simeria ori Valea Jiului. E vorba de un grup țintă extrem de greu de coordonat, extrem de greu de atras. Șomerii de lungă durată reprezintă un grup țintă dificil, un grup țintă pe care foarte greu îl pregătești, pentru că ori nu are pregătirea profesională de bază, ori nu are pregătirea în învățământ de bază, ori nu are disponibilitate pentru a se pregăti într-o formă de pregătire pentru meserie lucrativă și atunci foarte greu îl atragi. Astfel, 133 de șomeri au beneficiat de serviciile acestui proiect, dintre care 17 și-au găsit un loc de muncă. De asemenea, în urma experienței acumulate pe perioada desfășurării acestui proiect, 7 șomeri și-au deschis firme. Cu ajutorul acestui proiect, mi-am găsit în scurt timp un loc de muncă. Cred că este o oportunitate pentru toți cei care au asemenea probleme, dacă se adresează și unui public mai larg și ne dă posibilitatea și celor trecuți de o anumită vârstă să accesăm aceste proiecte, este cu atât mai bine pentru că ne mărește șansa de a avea încredere că putem și noi mai mult. În ce fel v-a ajutat acest proiect? În primul rând, m-a ajutat să mă simt valoroasă și utilă comunității în care am fost așezată. Mi-a dat încredere în mine, mi-a dat speranță că prin forțele mele pot să-mi ajut familia în viitor și mă bucur că am participat la acest proiect. Proiectul s-a adresat doar persoanelor din mediul urban, spre deosebire de proiectul anterior care merge doar pe zona rurală și eu cred că a fost un succes deosebit, lucru care ne face să continuăm pe această linie și în viitor. Valoarea acestui proiect este de peste 1.800.000 de lei, dintre care contribuția eligibilă a Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara este de aproape 38.000 de lei.